Salutare, dragilor! Bine ați revenit la mine pe canal, eu sunt Mădălina, iar astăzi avem haul Pepco, DM și Kik. Am luat câteva produse din fiecare magazin și am zis că să fac un mini haul. Nu vom avea un haul clasic foarte lung, dar vom avea câteva produse pe care vreau să vi le arăt și vouă. Și mai am un colet care l-am comandat undeva săptămâna trecută. Mai am un colet pe care l-am comandat săptămâna trecută și vreau să vă arăt și vouă ce produse de unghii am comandat. Nu mai aveam bază rubber și am zis că să comand bază rubber și un primer. Da, un primer, cred că așa se numește. Eu îmi fac unghiile acasă. L-am și desfăcut pentru că nu puteam să apar în fața voastră cu unghiile dezastroase de ieri, pentru că ieri am lucrat foarte mult și am curățat niște material de pe niște geamuri care erau foarte, foarte, adică s-a zidit și, înțelegeți voi, s-a depus material de construcție pe geamuri și am curățat, de mi-au sărit și unghiile. În fine, asta este altă poveste, dar până acolo vreau să vorbim astăzi despre produsele de unghii pe care le-am comandat de pe site-ul celor de la kitunghii.ro. Nu este nimic sponsorizat, pur și simplu mi-am pus o comandă și am plătit undeva la 110 lei pe ceea ce am comandat eu. Și am aici colețelul, după cum v-am zis, eu l-am deschis pentru că trebuia să-mi fac unghiile, nu se mai putea. Cam așa arată, nimic special, nu am niciun curs, nimic cunoștințe în domeniu. Sunt o simplă persoană care își face unghiile acasă. Nu știu cât de bine se vede acolo la voi. Nu le-am mai făcut pătrate. Le-am făcut rotunde pentru că se exfoliază foarte repede în vârfuri. Acum vreau să văd dacă vor ține mult mai bine pe forma rotundă. Bine, nu prea sunt ele rotunde, dar ce să zic. Mă descurc și eu cum pot. Așa. Și pentru că nu vreau să mă duc la salon, am comandat de pe site-ul celor de la kitunghii.ro. Mi se par produsele destul de calitative. La fel de bune ca și cele de la Cupio, din punctul meu de vedere, eu am și produse Cupio. De-a lungul timpului am folosit produse Cupio foarte mult. Mă gândeam cum am început eu să-mi fac unghiile acasă. Păi mă duceam foarte des la salon și tot timpul eram eu. Ba, mi se exfolia unghia după a doua, a treia zi în vârf și îmi sărea oja semipermanentă. Ba, nu știu ce mai făceam eu, acum nu spun, sunt fete care lucrează impecabil, lucrează foarte bine, dar probabil că eu nu am rezonat cu persoana respectivă sau nu mi-a plăcut mediul în care m-am dus și automat am zis nu, nu, nu. Eu sunt și o persoană foarte dificilă așa și dacă nu mă simt bine într-un anumit mediu, nici că mai calc pe acolo și nici că mă mai duc pe acolo. Asta sunt eu, nu am ce să fac. Sau îmi punea foarte mult material și erau foarte groase, așa știu clar, nu îmi plac, le-am făcut eu, pot să le refac oricând și sunt acasă în mediul meu și... Dar ca să nu mai pălăvrăgim, haideți să vă arăt ce am luat de pe site-ul celor de la kitunghii.ro. Sper că nu am vreo adresă pe aici. Așa, coletul vine foarte drăguț împachetat, vine cu această hârtie roz. Da? Iar ce am comandat eu de la ei sunt baze rubber și am luat, vin așa în pachetate, și am luat 3 baze rubber și un ulei de cuticule pentru că am cuticula foarte deshidratată, plus un nail bonder se numește, pardon, nu un primer, nail bonder și haideți să vă arăt și vouă. Așa arată nail bonder-ul. Sper să se vadă la voi acolo. Nu știu cât de bine vedeți voi. Pentru că când filmez, nu este lumină, nu merge să mi se conecteze declanșatorul când filmez. Nu merge microfonul. Nu știu ce, Doamne, iartă-mă. Da. Da, ce să vedem. Hai să continuăm. Nail bonder-ul este într-o nuanță așa, lichidă, transparentă, nu știu dacă se vede acolo la voi pe cameră, și ar ajuta la aderența, cred, ojei semipermanente pe unghii.
Acum, na, nu știu cât de bine, este prima dată când încerc acest produs. Mi-am aplicat și oja semi-permanentă, o să vă arăt imediat și ce oja semi-permanentă am aplicat. Am aplicat din gama Luxor Eyes, cred că se numesc, Rubber Base, în nuanța Pastel Collection Milky Mint. Mint. Vreau să spună că este culoarea mentei, cred. Cam așa este nuanța, vedeți că este nuanța fix de pe unghiile mele. Și nu pot să vă spun decât că îmi place foarte mult, doar că nu, adică dacă vrei o nuanță mai să-ți iasă cam așa, trebuie să fie dat în strat dublu, depinde și de unghia voastră. Eu l-am dat în strat dublu, chiar am mai aplicat și pe alocuri unde nu am aplicat eu din prima nuanța uniformă, am mai aplicat și al treilea strat, dar mi-a plăcut foarte mult, sincer, da. Nu pot decât să zic că îmi place foarte mult nuanța. Am văzut-o la o tipă tot la fel și ea și-a comandat-o din ce știu de pe EMAG. Eu mi-am luat-o de pe site-ul lor. Aveți și reduceri la ele, aveți și tot felul de cadouri. Eu am comandat, deci pe imediat o să vă arăt pe câte produse am dat 100 și ceva de lei și am primit și cadouri din partea lor. Am mai luat acest ulei de cuticule cu piersică, care vine așa, are penson clasic, dar știu că hidratează foarte bine uleiurile de cuticule și nu mai ai probleme cu ele. Da, miroase a piersică, dar eu am un ulei de la Cupio, sincer, și pe masa la birou, pentru că se usucă foarte ușor cuticula și foarte ușor se deshidratează. La mine este o problemă a mea. Aici mai avem Milky White, în nuanța Milky White, tot de la Luxor Eyes, da? Și arată cam așa, deci este o bază rubber în nuanța de alb, alb loptos, așa, este o nuanță foarte frumoasă, nu știu dacă vedeți voi acolo, dar foarte faină. Sincer, îmi trebuia un Milky White, eu aveam ceva cu SIDEF și nu îmi plăcea deloc și totuși am zis, hai totuși să-mi iau altceva pentru că nu îmi plăcea deloc, deloc, deloc. Iar aici mai am un Angelic Pink, se numește, m-am și bâlbuit, cred. Deci este nuanța Angelic Pink, așa, tot la fel din aceeași gamă, ia să vedem nuanța, este un roz foarte frumos, ia uitați. Deci este foarte fain, ca și nuanță, da. Mi-am ales așa culori de vară, pentru că eu nu-mi place să dau cu rubber base și după să aplic culoare, mi se ia culoarea în vârf, așa iau o bază rubber, nuanța roz sau mentă sau cum am mai luat, sau alb, și automat își face treaba foarte bine. Deci eu am dat pe 3 rubber base, un nail bonder și un ulei, 100 de lei, 100 și un pic, să zicem, la care am primit cadou, și nu, am mai luat și o pensulă, buffer, o pensulă, da, o pilă, nu știu la ce mă gândeam, o pilă din acesta buffer, mai am una de la ei, foarte bună, foarte calitativă, îmi place foarte mult și a ținut, adică eu am luat-o la Crăciun și o schimb abia acum, să vă gândiți. Așa, și aici ce mai am? Nu mai am nimic, mai am acest goodie bag pe care l-am primit din partea lor în acest colect. Toată lumea care comandă de la ei de pe site pot primi acest tip de goodie bag, dar cu produse diferite, depinde de ei ce pun în acest goodie bag. Este un Celebrity Secret Bag, se numește, așa vine, eu l-am tăiat ca să nu mai stau să mă chinui să-l desfac. Și au destul de multe produse, au undeva la 2, 4, 5 produse, adică mi se pare deja că numai aceste produse costă mai mult de 100 de lei, adică despre, nu știu, foarte drăguț din partea lor. Iar aici avem așa, cred că este ceva, nu mă pricep, voi dacă vă pricepeți puteți să-mi spuneți, cred că este ceva glitter, foiță care se pune pe unghii. Dacă nu mă înșel, nici nu scrie.
decorațiuni pentru unghii, așa se numesc, doar că au tot felul de nuanțe. Uite, dacă vedeți voi acolo, vă dați seama că eu nu mă pricep să folosesc așa ceva. Probabil, nu știu, o să organizez un giveaway sau dacă știe cineva să le folosească, o să-i dau persoane respective, pentru că eu nu mă pricep. Aici mai avem așa, un gel camuflaj pentru unghii, Cover Pink. Da. Și aici mai am un color gel Dusty Pink. Deci eu nu folosesc geluri, păcat, pentru că, nu știu, poate să le dau cuiva care le folosesc. Chiar aici mai am o Natur Song. Cred că este o orjă semipermanentă. Uite, am să caut, că nu știu. Este din gama Spring Collection. Așa arată, nu o voi desface, pentru că dacă nu o folosesc, nu are rost să o desfac și să o deteriorez. Așa, iar aici mai avem un ulei de cuticule cu vitamina C și la fel cu piersică. Vine sub formă de stilou. Eu am mai luat stilouri de la ei, doar că odată mi s-a întâmplat să nu funcționeze treaba aceasta și îl țin degeaba. Dar să sperăm că aceasta va funcționa. De asta am mers pe varianta clasică, pentru că știam că mi s-a întâmplat la genul acesta de produs să... Atât. Și mai este un voucher de 10 lei. Dacă vrea cineva să-și comande, puteți folosi acest voucher, vi-l ofer vouă. Puteți să îl folosiți. Mi se pare o super treabă, adică numai acest... cum se numește, goodie bag, eu îi zic, ajunge mai mult de 100 de lei, pentru că, na, așa mă gândesc eu. Dacă puteți căuta produsele pe site să vedeți prețuri, dar da, mie mi se pare că am făcut un deal bun și m-am ales cu cadouri, dacă vreți. Acum trecem mai departe la următoarele produse și la cele din Kick. Am fost prin Kick, știți că eu mai umblu așa, prin magazine, doar că Kick mi se pare la calitate-preț mult prea scump din punctul meu de vedere. Acum nu știu ce targete și ce fac ei. Ideea este că calitatea produselor nu este wow și nu justifică prețul câteodată. Au și produse dacă vrei să faci anumite lucruri, dar știți părerea mea, v-am mai vorbit în alte clipuri, mult mai vorbesc, nu? Da. Și e pentru că e sacoșa de la Pepco, dar produsele sunt Kick. Pentru că aici am și o rolă de la Pepco, am și produse Pepco și produse Kick, dar o să încep cu cele de la Kick. Am dus eu un Kick așa, m-am învârtit pe acolo și mă duc la farfurii, căni, pentru că știți pasiunea mea pentru căni. Nu mi-am vindecat această obsesie, dar am intrat acolo și zic, opa, găsisem eu acolo niște farfurii, boluri, niște boluri așa mai mici pentru... Stați că o scap din mână, fac prostii. Așa și stăteam și mă uitam, oare să le iau, oare să nu le iau. Gabi a zis, păi ce facem cu bolurile astea mici? Pentru că oricum ai 100 și 1000 de boluri, cănițe în care să-ți pui sosuri, deci clar nu le-aș fi folosit. În schimb am văzut aceste boluri mai mari, în nuanța aceasta. Ungri. Gabi a spus că sunt urâte. Nu știu dacă sunt urâte, mie îmi plac. Adică nu știu dacă în anii trecuți aș fi întins mâna după așa ceva, dar acum mi se pare, îmi place nuanța, este ungri așa cu picățele, după cum puteți vedea, și prețul lor inițial au fost 13 lei un acest bol, farfurie, spuneți cum vreți, și l-au redus și l-am luat cu 5,50 lei și am luat 4 din acestea. Am zis că să fie 4. În caz că n-a mai vine cineva pe la noi sau eventual, în eventualitatea în care le sparg. Dar nu vă spun, eram acolo la raft și zic lui Gabi, mă întreb, Gabi, ce faci cu 4 boluri din acestea? Că sunt urâte. Le iei pentru pisici? La care eu mă uit așa foarte ciudat și zic, nu, le luăm pentru noi. Sunt urâte, dar eu zic, nu, că mie îmi plac.
Și eram în magazin acolo și zic, de ce o fi rezonat el cu pisicii? Probabil că sunt mai adânci și na, ar putea să mănânce pisicii de aici, nu știu. Dar a fost foarte comic când a zis că sunt pentru pisici și când eu i-am spus că nu, de fapt sunt pentru noi. Dar sunt drăguțe, mie îmi plac. Și 4 boluri, adică undeva la 5 lei bolul, 50, eu zic că a fost un deal bun. Iar din Pepco am luat veseta rolă de scame, pentru că nu se mai poate în casa asta cu păr. Am comandat și un dispozitiv, când o să vin o să vi-l arăt, pentru că nu știu mare lucru despre el. Am mai luat aceste lumânări cu lămâi, miros foarte faină lămâi, doar că știți că am mai luat eu un set din ăsta cu ceva porpici. Mi s-a părut că miroase cine știe ce. Acum o să văd și cu acestea. Au fost 5 lei. Adică pentru 5 lei de aprins mi se pare ok. Nu știu unde să le pun. Pun aici. Tot din Pepco. Ia uitați, fetelor, ce am găsit. Aceasta ar trebui să fie... Stați așa că nu știu cum să o țin. Ar trebui să fie cică un napron pentru masă. Arată bine frunza asta. Nu pot să zic că nu. Îmi place foarte mult. Doar că, na, plastic, știți voi, părerea mea cu plasticul, se curăță ușor, asta e treaba cu el, doar că, na, dar eu zic că va arăta super fain pe masă, plus că va arăta bine și în poze, dacă stau să mă gândesc, cred că aș putea să o folosesc și la poze, a fost 8 lei 50 și, da, mi-ar fi plăcut să găsesc acele boluri cu lămâi, la noi nu se găsesc, avem 1, 2, 3, 4, 4 magazine pe co și nu am găsit. Dar am găsit frunza aceasta și m-am bucurat de ea. A fost 8 lei 50, după cum puteți vedea aici. Și mi s-a părut un preț acceptabil, să zic eu. Opa, așa. Și mai avem... Ia uitați. V-am spus că avem, că nu m-am putut abține și vreau să termin cu Pepco și după să încep cu Sinsai. În Pepco am lăsat 70 de lei și 30 de bani. Am luat o lingură din aceasta de lemn, nu e de bambus, 2,50 lei a fost, pentru că mi-a plăcut mie de lemn, l-am învârtit în mămăligă, pentru că îmi place mămăligă, ce să zic. Am și eu o plăcere. Știți că v-am zis eu că am luat de Paște o lumânare care mi-a plăcut foarte mult, dar da, am mai luat una și m-am bucurat. E același miros, dar nu de cel miros. M-am bucurat că am mai găsit. Bolul acesta, sincer, l-am reutilizat, l-am folosit la curte și am pus niște pietroi aici și l-am pus așa pe masă și se vede așa de fain pe o măsuță, super drăguț. Și dacă tot am mai găsit una, am zis să iau. În Shopping City nu am găsit-o, am găsit-o în... Bă, nu, în Shopping City am găsit-o? Shopping City? Da, nu, în Shopping City am găsit lumânarea, mă gândeam dacă am găsit-o acolo sau nu, pentru că am fost și în Shopping City și în galeria. Dar cred că în Shopping City, sigur am găsit-o în Shopping City, din Shopping City știu că le-am luat, dar foarte faine, stați așa să dau jos de aici să nu cad, să stric ceva. Și pentru că v-am zis că am mai luat eu încă două boluri din astea de sticlă, m-am dus și am mai luat trei, tot la fel, nu mai insist pe ele, din dimensiuni diferite, pentru că... De ce nu să fac mai multe în caz că le va sparge cineva? Pentru că chiar aseară spăla vase și a zis, sunt foarte alunecate, sigur o să se spargă. Îi zic, nu-i problemă că am mai luat trei. Așa, am mai luat tot din Pepco un tocător. La un moment dat, tocătoarele noastre, în general, se fac urâte. De la tăiat, aici pe margine, de la spălat... De la, nu știu, am un păr de pisică și îmi vine și să strănut. În fine. Așa, de la spălat, de la, nu știu, se uzează în timp și îmi trebuia unul mai mic, am unul mare, dar pur și simplu nu întind mâna după el. Și am luat unul din acesta, a fost 16 lei, mi se pare un preț de bun simț. E așa, clasic, un simplu tocător până la urmă, să te ajute în bucătărie să tai chestii pe el. Și mai am aici încă ceva care am găsit foarte fain, am dat 10 lei pe ea, dar stați să văd cum, nu știu cum se deschide. Ah. Da, este o lumânare, ce să vedeți, tot cu lămâi, nu știu ce am, pentru că nu sunt, adică nu sunt fan lămâi,
dar pur și simplu mi-a plăcut cum miroase. Deci, fetelor, lămâia. Lumânarea aceasta are un miros a lămâie și nu... Și e un miros așa al copilăriei, nu știu cu ce să-l, nu știu cu ce să-l aduc, cu un săpun, cu un gel de duș, dar miroase foarte bine, să știți. Și îmi place foarte mult și a fost 10 lei, adică mi s-a părut ok. Deși multă lume spune că lumânările acestea ar fi nu știu cum și nu știu ce, mie îmi plac, nu pot să le rezist, le aprindesc în bucătărie, în general, pentru că avem pisici. Iar din DM am luat așa, așa, această soluție, a fost undeva la 9 lei și ceva, am și folosit-o deja pentru că nu mai aveam soluție pentru aragaz și a fost o urgență, să-i zic așa, și curăță destul de bine, e o soluție până la urmă de bucătărie, un degresant și nu pot decât să mă bucur, stați așa, pentru că am ceva pe brațe și o să scap jos. Și din DM am mai luat în felul următor. Nu mai aveam mască de păr, pentru că urmează să îmi spăl părul și eu fără mască nu pot, sau balsam. De obicei, acum am găsit un hack de la Andreea Pletoiu, sincer, am văzut un clip la ea despre păr. O recomand, eu sunt o super tipă și puteți să învățați chestii de la ea. Și recomandări și hack-uri, ea aplică masca de păr înainte pe părul uscat. Și era foarte mulțumită și am vorbit, acolo are un clip la ea pe canal, sincer mi-a plăcut foarte mult și am zis că oricum absoarbe destul de mult produs, părul fiind uscat. Și știți că eu aveam masca aceea de la... Nu mi-aduc aminte cum zice, sincer. Dar cea pe care v-am arătat eu în clipul trecut cu produse de me, Maro. Oricum, am un lapsus acum. Iar acum am luat-o pe aceasta de la Organic Shop. Eu am mai folosit și mai folosesc produse de la ei, scrub-urile îmi plac foarte mult. Și am luat-o pe aceasta cu banană și iasomie, care ar fi pentru hidratarea părului și reducerea riscului ruperii acestuia. Acum nu știu care e treaba cu ruperea, dar pe mine mă interesează să-mi hidrateze vârfurile pentru că mai am puțin decolorant pe vârfuri, pentru că nu l-am mai tuns acum recent, dar scrie că este un produs natural în ingrediente, 98% ingrediente de origine naturală, este un produs vegan, este o mască. Până la urmă, voi fi curioase. Ia să desfacem noi să vedem cum este și ca și textură. După am destrâns un mare dezastru. Așa fac tot timpul când filmez. Doamne, fetelor, mi-aș dori să simțiți mirosul, fetelor, știți? E foarte gurmandă ca și miros. Miroase foarte bine. Ca și textură este destul de densă. Da, până la urmă e o mască. Sper să facă treabă super bună, pentru că mie îmi plac măștile de păr și îmi place să experimentez și m-am mai spus că de-a lungul timpului. A, am luat tot din DM acest produs pentru vasul de WC, pe care am pus unul aseară și Garfi l-a scos cu dinții de pe vasul de WC și a trebuit să-l bag în rezervorul de la vasul de WC, pentru că nu se poate altfel cu pisicile noastre. Sunt ca niște copii râzgâiați care își bagă nasul peste tot. Și am mai luat așa, pentru că mă simțeam foarte obosită, cel puțin vineri, mi-a fost foarte rău la servici, nu știu exact cauza, efectiv mi-a fost rău de la tremurat, nu puteam să stau în picioare, nu puteam să mănânc, îmi venea să vomit, dar nu vomitam, o chestie așa foarte ciudată de la stomac și aveam așa ca niște, parcă ca și cum era ca un balon care stă să explodeze. Nu știu ce a fost aia, oricum mi-a fost foarte rău, nu mi-a mai fost așa de mult rău în care să nu pot să stau în picioare, efectiv. Am băut apă, m-am dus la baie, am venit de la baie, m-am tot plimbat și tot n-a făcut nimic și am zis, băi, poate și din cauza stresului în ultima perioadă mi s-a acumulat ceva probleme și am zis că totuși să iau un Magne B6, l-am luat pe acesta din DM,
Sincer, am și început să iau, da, am și început să iau din el. Acum voi lua toate aceste pastrulțe și o să văd dacă mă simt mai bine. Până la urmă n-are nimic ce să fie rău, este un magneziu B6 cu ce ar trebui să fie doză de relaxare. Conține citrat de magneziu, așa, vitamina B6, adică n-ar avea ce să fie rău. Acum vom vedea dacă va și funcționa. Am mai luat acest produs pentru nas. Este un creion nazal pentru că am probleme cu nasul în ultima perioadă. Respir foarte greu și mi se înfundă foarte des și acest creionaj o să mă ajute. Apropo, l-am testat. Și nu vreți să vă spun, deci efectiv când ai tras de pe el, deci fix aici îl simți. Este foarte puternic și îți desfundă foarte repede nasul și nu mă așteptam ca un produs atât de mic să facă o treabă atât de bună. Eu, sincer, mi-am luat și spray nazal și nu a făcut o treabă atât de bună și a fost 5 lei, fetelor. 5 lei și un pic, adică dacă știți că aveți nasul înfundat sau așa, imediat face o treabă minunată. Adică, sincer, nu m-am așteptat să fie atât de bun și la 5 lei mă gândeam chiar ce o să facă chestia asta atât de mică. Și chiar face, adică e chiar faină. Și pentru că SPF, l-am luat pe cel de la Valea și cred că imediat o să se termine la cât SPF îmi torn eu pe față, am revenit la cel de la Altruist. Am zis să-i mai dau o șansă, posibil să îmi placă, să nu-mi placă, e o dragoste așa, non-dragoste cu el, dar totuși are 100 de mililitri și e 30 ceva de lei și mă ține mult mai mult decât celelalte care au 30 de mililitri, adică și e undeva la 20 și, nu știu, pe cel de la DM, 27 de lei. Mai pui un pic și e o cantitate mai mare, până la urmă, să te ajute pentru protecția soarelui, pentru casa neomară și pentru că nu mai aveam la vete ieri și am fost până repede, până în Pepco, înainte să ne ducem la curte. Deci nu mai aveam la vete în bucătărie. Doamne, horror fără la vete, fetelor. Și m-am dus, am intrat în DM, nu în DM, în Pepco, nu erau cine știe ce la vete. Și am intrat sus până la chinez, cred că îi zice, nu știu cum îi zice la magazinul ăla. E un magazin chinezesc, ceva de genul, cu tot felul de porcării. Și am intrat și am luat aceste lavete. Să știți că ei au lavete destul de faine, absorb foarte bine apa, adică astea le-am luat strict pentru, nu știu, blaturile de bucătărie când se adună apă, de șters o chiuvetă, de șters aragazul când pun soluții și sunt 2, 4, 5 lavete și au fost 13 lei. Dar diferă în funcție de magazin, adică acestea mi se pare că a fost un preț bun dacă stai să le iei pe bucată. Na. Și cam acestea sunt produsele pe care eu le-am cumpărat. Sper să vă placă clipul de astăzi. Lăsați-mi în comentarii cum și de unde vă mai cumpărați voi produse de curățenie, mai ales pentru mobila de bucătărie și pentru aragaz. Sau dacă aveți. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc de vizionare. Eu sunt Madalina și să știți că mă găsiți și pe Instagram. Și sper să ne adunăm un număr cât mai mare aici pe canal. Nu uitați să-mi dați un like și un subscribe ca să fiți la curent cu toate videourile pe care le postez. Bye bye! V-am pupat și vă îmbrățișez!